Vin plicurile cu deciziile de recalculare a pensiilor. Poșta și vin direct acasă la tine. De vineri, 16 august, Poșta Română începe distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor. În total, un număr de 4,6 milioane de documente vor ajunge la pensionari. Câte se vor livra în prima zi? Începe distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor. Poșta română a anunțat că va începe distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor începând cu data de 16 august 2024. Potrivit unui comunicat, compania estimează că în fiecare zi vor fi livrate aproximativ 500.000 de, de decizii de recalculare în întreaga țară, ceea ce înseamnă că cele circa 4,6 milioane de documente vor ajunge la destinatari în aproximativ 9 zile lucrătoare. Documentele vor putea fi înmânate atât titularilor, cât și membrilor familiei sau rudelor acestora, în cazul în care beneficiarul nu este acasă la momentul vizitei poștașului. Dacă nici titularul, nici rudele nu sunt disponibile, decizia poate fi ridicată ulterior de la oficiul poștal de care aparține destinatarul. Începe distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor. Poșta Română a anunțat că va începe distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor începând cu data de 16 august 2024. Potrivit unui comunicat, compania estimează că în fiecare zi vor fi livrate aproximativ 500.000 de, de decizi de recalculare în întreaga țară, ceea ce înseamnă că cele circa 4,6 milioane de documente vor ajunge la destinatari în aproximativ 9 zile lucrătoare. Documentele vor putea fi înmânate atât titularilor. Cât și membrilor familiei sau rudelor acestora, în cazul în care beneficiarul nu este acasă la momentul vizitei poștașului. Dacă nici titularul, nici rudele nu sunt disponibile, decizia poate fi ridicată ulterior de la oficiul poștal de care aparține destinatarul. Advertisement Poșta română s-a angajat să depună toate eforturile pentru a asigura distribuirea corectă și rapidă a deciziilor de recalculare către toți cei aproximativ 4,6 milioane de pensionari. Majorările de pensii în urma recalculării Din totalul celor 4,6 milioane de pensii din sistemul public, 82,56% au fost majorate în urma recalculării. Aceasta înseamnă că 3,8 milioane de pensionari vor beneficia de pensii mai mari. În iulie 2024, pensia medie era de 2250 de lei, iar începând din septembrie, aceasta va crește la 2761 de lei, ceea ce reprezintă o creștere medie de 622 de lei. Din totalul pensiilor majorate, 1.960.012 au crescut între 1 și 500 de lei. 1.033.580 de pensii au fost majorate cu sume între 501 și 1.000 de lei. 721.360 de pensii au crescut cu sume între 1.001 și 2.000 de lei. 83.637 de pensii au fost majorate între 2001 și 3000 de lei. 7.681 de pensii au avut creșteri de peste 3000 de lei. Aproape 800.000 de pensii nu vor crește după recalculare. Totuși, peste 800.000 de pensii nu vor fi majorate după recalculare. Cifra reprezintă un procent de 17,44 de din total. Dintre acestea, 84.176 au rămas la aceeași valoare. Restul au un cuantum mai mic. Cu toate acestea, nicio pensie nu va scădea. Asta pentru că legea garantează menținerea cuantumului mai favorabil pentru pensionari când vin pensiile majorate în septembrie. Din data de 2 septembrie, poștașii vor începe să livreze pensiile către beneficiari. Pentru cei care își primesc pensiile pe cart, banii vor fi virați pe 12 septembrie.